Bun găsit din nou, prietenii noștri dragi! Ne vedem și astăzi la ceva dulce, la un desert. Este una dintre cele mai simple, dar este foarte gustoasă, recunosc. Noi am numit-o practic prăjitură rapidă cu fructe, pentru că am combinat două tipuri de fructe și într-un aluat, să spunem așa, de pan dișpan, extraordinar de gustos, credeți-mă, am făcut o variantă foarte, foarte rapidă. Pentru aceasta, bineînțeles că avem nevoie de 250 de grame de făină, 250 de grame de zahăr, 4 gălbenușuri, 4 albușuri, 100 de ml de lapte, 100 de ml de ulei, un plic de praf de copt, sare, puțină sare, esență de vanilie, mai avem nevoie suplimentar de 3 linguri de zahăr, puțin amidon, și practic începem acum să rețeta, da. Punem gălbenușurile cu zahărul pe care le vom mixa foarte bine, până când, bineînțeles, gălbenușurile își vor schimba total textura cu zahărul împreună și va fi, după cum ați văzut, este total altă culoare, s-a deschis la culoare. Venim cu laptele, completăm, deci punem laptele și mixăm în continuare. Venim cu uleiul, punem uleiul pe care îl punem treptat și în continuare folosim un mixer de mână. Puteți să folosiți mixer de masă normal, mare, deci cum doriți dumneavoastră. După ce încorporăm și uleiul, mixăm bine în continuare toate aceste ingrediente, după care venim cu un pic de esență de vanilie în care, pe care o vom pune să-i dea un pic de un pic de gust. Nelipsită esență de vanilie, practic, care merge în cam orice. Mixăm în continuare, iar separat pregătim făina, cele 250 de grame de făină cu un praf de copt și cu un praf de sare, pe care le amestecăm împreună pentru a se încorpora una cu alta. Și punem treptat, nu punem toată făina deodată. Și cu un tel sau spatulă, fiecare cum dorește, încorporăm făina încet, încet în acest aluat, care se vrea a fi un aluat practic de pan dișpan, să-i spunem așa. Continuăm până când aluatul, până terminăm făina, bineînțeles, și cam așa ceva ar trebui să arate aluatul nostru, un aluat destul de vârtos, dar în același timp maleabil, se poate lucra ușor. Separat vom pune cele 4 gălbenușuri care le-am separat și le vom bate spumă. Iar când vor fi aproape gata, vom pune zahărul, cele 3 linguri de zahăr de care v-am spus, le vom bate în continuare, le vom mixa în continuare până când albușurile noastre vor fi ferme, va fi o bezea, să-i spunem așa, ca o bezea fermă. Cam așa ceva trebuie să arate, după cum vedeți. Iar după aceea încorporăm încet albușurile bătute în compoziția care am făcut-o în prealabil și cu mișcări, cu o spatulă, încorporăm această spumă, pentru că nu vrem să se lase și atunci de aceea se folosește această spatulă. Bănuiesc că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți acest procedeu, deci nu este o noutate. Așa, ce facem separat? Noi am ales niște piersici de la conservă, tăiate cubulețe, și separat niște caise pe care le-am tăiat în jumătate. Așa. Peste ele puneți, acum fiecare pune la alegere câte dorește, puneți amidon. Dacă nu aveți amidon, puteți să puneți și o lingură de făină și le amestecați cu acea lingură de făină. Preferabil ar fi amidon, dar asta, merge și făina. După ce le amestecăm atât piersicele de la conservă, puteți să folosiți și alte fructe. Noi am ales piersici de la conservă și caise. Puteți să folosiți orice altceva. Luăm piersicile tăiate cubulețe și le încorporăm în aluatul de pan dișpan. Le vom omogeniza împreună foarte bine, împreună, și eu zic că aici este o diferență faină de tot, pentru că o să vedeți, într-adevăr, nu o să le mai vedeți, în ce sens vreau să spun asta, pentru că ele se vor dispărea practic în aluat.
Și întrepătrundându-se cu aluatul, devine un gust fantastic. Luăm o tavă pe care am pus-o foaie de copt, întindem aluatul, acest aluat de pandișpan, îl aranjăm frumos să crească uniform. Iar după ce am realizat acest lucru, după ce l-am întins uniform în tavă, o să vedeți, venim cu bucățile de caise, de aceea le-am tăiat în jumătăți, pe care le vom așeza într-un mod liniar pentru a avea bucățile cât mai întregi înăuntru pandișpanului. Eu vă recomand, noi aici în America găsim caise, dar găsim caise la supermarketuri și sunt caise într-adevăr, cred că crescute super forțat, să spunem așa. Vă recomand caise bio, dacă pot să spun așa, din grădina bunicului și a bunicii, pentru că alea sunt caise. Și o să vedeți de ce spun lucrul acesta. După care, după ce am făcut și acest lucru, am încins cuptorul undeva la 190 de grade, îl lăsăm încins, 190 de grade, circa 40 de minute, dar bineînțeles vom face și testul scobitorii. Vom pune tava, după ce au trecut cele 4, circa 40 de minute, cam asta este prăjitura noastră, după cum vedeți caisele s-au dus la fund, și o lăsăm să se răcească această prăjitură, o scoatem din tavă, o lăsăm să se răcească, după care bineînțeles că putem să o porționăm, o pudrăm cu zahăr, praf și putem să o porționăm și este o prăjitură extraordinară. Priviți, dragii noștri prieteni, aceasta este platingul care noi vi l-am pregătit și ceea ce vă spuneam de caisele care s-au lăsat la fund, nu numai că s-au lăsat la fund, ele practic sau aproape s-au și topit datorită faptului că într-adevăr poate nu este cea mai bună calitate, într-adevăr sunt caise crescute forțat. De-aia vă recomand produse naturale, produse ecologice sunt mult, mult mai bune. Dar una peste alta, credeți-mă, rețeta este extraordinară. Încercați-o, este foarte simplă, este foarte rapidă, este foarte gustoasă. Iar această combinație de pandișpan cu aceste fructe, puteți să schimbați fructele, puteți să puneți cireșe, vișine, puteți să puneți smeură, puteți să puneți căpșuni, cum este și perioada căpșunilor încă. Este extraordinară, deci puteți să folosiți inclusiv de la compot și este fantastică. Dragii noștri prieteni, aceasta a fost rețeta noastră și de astăzi. Dacă v-a plăcut, vă rog să ne dați un like, un share și să vă abonați la canalul nostru apăsând butonul subscribe. Vă mulțumim încă o dată că ne urmăriți și lăsați-ne un coment, orice. Vă mulțumim încă o dată. Să ne vedem, să ne auzim cu bine. La revedere!